Dorin e un jucător care eu l-am primul an când a venit la Gazmetan, l-am dorit. Am pregătit acest transfer, am avut o relație bună cu jucătorul pentru că a jucat, dar vine un timp în care trebuie să mai ieși decizii, pentru că apar diferite situații, dar eu mă bucur că el și-a găsit o echipă și continuă să joace. Totuși are o vârstă, 34 de ani, este în finalul carierei și sper să o facă în continuare destul de bine atât cât poate. Trebuia să se rămână etapa? Nu. Din punctul meu de vedere nu, pentru că am găsit un teren foarte bun și felicitări celor de aici că la CZP au fost în ultimele zile și la noi la Craiova mă așteptam ca suprafața să nu fie curățată sau cel puțin să fie cu zăpadă, sau... dar a fost un teren foarte bun pentru această perioadă. Ieri Mioveni egal cu Sibiu, astăzi s-au remarcat doar de 4 terenuri, cum vi se pare rezultatul? A bătut Arnul la Almeida? Nu am auzit, a bătut Arnul la Almeida. 2-0 Iașu. Se relansează ceea ce înseamnă lupta, în primul rând, la promovare. Sunt multe echipe acolo și asta e foarte bine. Foarte bine. Pentru că e deschis. E prima etapă, care se vedem celelalte etape, pentru că nu mai sunt discutate alte etape și se pot întâmpla. Mulțumesc.